2024 va fi un an decisiv pentru omenire. 4 dintre cele mai mari puteri de pe glob au alegeri cruciale, iar rezultatele vor decide mersul lumii pentru tot restul deceniului. Rusia își alege președintele pentru o perioadă de 5 ani. E greu de crezut că Vladimir Putin va fi schimbat, indiferent de opinia oamenilor. India, care a devenit oficial cea mai populată țară din lume, va avea alegeri generale în aprilie-mai pentru a numi un nou guvern. Uniunea Europeană se va confrunta cu ofensiva partidelor populiste și naționaliste în creștere, unele proruse, în iunie la alegerile europarlamentare. Și în SUA, în noiembrie, va fi ales noul lider al lumii libere, și anume președintele american. Jurnaliștii Worldwide Stratford au făcut un calcul și adăugate aceste alegeri vor acoperi o populație de aproximativ 2,3 miliarde de oameni, 2,3 miliarde și un PIB de aproximativ 42 de trilioane de dolari. Doar că 2024 nu are doar aceste alegeri, ci și scrutine electorale în toată Europa. Flancul estic al NATO și vecinii Ucrainei, zone extrem de importante în contextul războiului, își vor alege guverne și președinți. Începem, domnilor și domnilor, cu Polonia, de exemplu, care are alegeri luna aceasta, își alege și un nou guvern. Finlanda, proaspăt primită în NATO, cu prezidențiale în ianuarie 2024. Lituania, cu parlamentare în octombrie. De asemenea, Slovacia, cu prezidențiale în aprilie, și România cu alegeri legislative și de asemenea prezidențiale în toamna anului viitor. În contextul aderării noastre la Schengen, e important de spus că și Olanda va avea alegeri peste o lună, în noiembrie, și Austria în septembrie 2024. Pe lângă țările Uniunii Europene, sunt două state unde Rusia va urmări cu atenție alegerile și va încerca să câștige teren. Vorbim aici despre Moldova și despre Georgia. Moldova își va alege președintele în septembrie 2024 și Georgia parlamentul și președintele în octombrie anul viitor. Cel mai mare semn de întrebare în acest moment rămâne Ucraina. Va ține sau nu Kievul, doamnelor și domnilor, alegeri prezidențiale în martie, atunci când expiră mandatul lui Zelensky? Conform legii, în timp de război, este interzis. Președintele ucrainean l-a transmis însă liderilor din vest că ar putea organiza alegeri cu un ajutor financiar de peste 135 de milioane de dolari, cât costă acest scrutin, de exemplu, pe timp de pace, dar și cu asigurarea de către vest că alegerile vor fi corecte. Însă și fără Ucraina, 2024 se anunță un an electoral crucial și extrem de aglomerat.